Partidul Comuniștilor a organizat evenimentele și a provocat violențele din 7 aprilie pentru a putea desfășura alegeri parlamentare anticipate și astfel să obțină majoritatea constituțională în Parlament și, implicit, conducerea deplină în Republica Moldova. Declarația îi aparține lui Boris Asarov, președintele Asociației Pro-Europa din regiunea transnistreană. În cadrul unei conferințe de presă susținută astăzi, analistul politic a acuzat partidul de guvernământ de falsificarea alegerilor, precizând că acest lucru a fost planificat încă din luna martie, în timpul vizitei lui Vladimir Voronin la Moscova. În opinia lui Boris Asarov, după alegerile anticipate la care partidul de guvernământ mizează să obțină acea majoritate constituțională, va urma federalizarea Republicii Moldova, iar apoi va fi reintrodusă grafia chirilică și va fi schimbat tricolorul. Boris Asarov susține că este necesară demiterea lui Kalman Mijei din funcția de reprezentant special al Uniunii Europene în Republica Moldova pentru că s-a discreditat din cauza promovării unui dialog politic neîntemeiat. Liderul Asociației Pro-Europa mai susține că rezoluția Parlamentului European este un pericol pentru partidul de guvernământ. Boris Asarov a făcut apel către partidele de opoziție să nu participe la alegerea președintelui Republicii Moldova din 3 iunie.